Bună ziua tuturor, ne aflăm în fața unui măr care are 5 ani și vedem aici o coroană, vă dați seama, singur, dezordonată. Are două axe principale, aproape trei, uitați aici. Deci ar fi vas, vas jos, vas la alt etaj, creșteri în toate felurile. Nu știm ce este aici, dar noi vrem să facem, deja dacă este în această situație, nu mai putem face tip vas pentru că deja are creștere foarte mare în sus și ar fi păcat să pierdem atâta creștere frumoasă. Bun, vom alege 3 sau 4 șarpante de la etajul. Prima o alegem aceasta. Aceasta va fi continuitatea șarpantei. O tăiem aici deasupra un mugure care vine spre exterior ca să atragă sebă, să crească această leangă. Aici tăiem la rod, scurtăm la rod, scurtăm la rod, așa. Aceasta la fel scurtăm la câteva mere. Aceasta care coboară nu poate ține 10 mere, lăsăm doar 4. La fel, lăsăm doar 4 mere. Aceasta vine într-o zonă total greșită, o eliminăm. În această zonă la fel îi lăsăm doar 6 mere, prea multe mere. Aceasta o eliminăm pentru că este pe coama. Așa, uitați aici, am lăsat lacul care vrea să fie și el un ax a pomului. Dacă cineva are un astfel de măr și nu are timp să-i facă acum tăieri, poate să facă și în verde. Da, după cules îi place mult mai mult, dar încă nu sunt ramuri groase, ori acum, ori după cules, dar important e să facă. Uitați, nu poate fi aici, uitați, 4 axe centrale, nu se poate, unul singur, care merge drept în sus, la fel tăiem. Și atunci, uitați, ăsta a crescut de jos, se taie, lucruri simple și dacă faci și dacă nu știe, tot va reuși. Uitați, aici este un lăstar lacom care vrea să fie ax central, îl eliminăm de la inel. Aici vom alege o nouă șarpană. Bun, aici avem 12 mere, nu se poate, lăsăm doar 6. La fel, și aici vom lăsa doar 7 mere. În zona aceasta, la fel, nu vom lăsa toate merele, pentru că sunt prea multe. În această zonă, la fel, lăsăm câteva mere. Nu dăm toate merele jos ca să le facem coroană, pentru că, așa cum am spus, o coroană lăsată greșit, ne făcută deloc, nu putem face într-un an, pentru că dăm jos toată roada și păcat. La fel și aici, o lăsăm de aceasta, lăsăm 4 mere, vom alege continuitatea șarpantei în această zonă. Așa. Aici vom avea mere, nu ne oprește în creștere șarpanta, putem să o lăsăm. Aici, în care o creștere nepotrivită, tăiem deasupra rodului, aici o eliminăm, pentru că este un lăstar lacom. Tăiem și lăsăm doar 5 mere pentru anul acesta. A treia șarpantă de la etajul 1 va fi aceasta. O tăiem în această zonă. E cam sucită, dar nu avem ce face. Tăiem în inel. Lăsăm aici câteva roade. Lăsăm doar câteva roade și în zona asta. Aceasta, fiindcă vine spre interior, o tăiem. Tăiem în această zonă să avem creștere. O scurtăm la rod. Aici la fel scurtăm la rod. Bun, primul etaj îl avem. Aceasta este prea lungă și o scurtăm doar la rod. Aceasta, pentru că vine peste această surșarpantă, o tăiem încet să avem creșteri noi. Trebuie să alegem un ax central. Acesta va fi axul central. Și atunci, toți ceilalți trebuie să îi reducem ca să nu aibă concurență. Dar îi vom reduce pe o creștere mai tânără și vom avea acest rod anul acesta și se va umple de rod, va da creșteri laterale. La fel și în această zonă scurtăm la rod, este prea mult, scurtăm la rod. La fel, scurtăm la rod aici. Și aici, fiindcă sunt ăsta lacom, îi tăiem. Pentru ca axul să nu aibă concurență, tăiem și aici deasupra rodului. Acesta deja face concurență pentru că este egal cu axul și o să-l tăiem într-un cep să avem creșteri noi. Pentru că nu mai avem nevoie să crească mărușa, așa este înalt, nu-i mai tăiem vârful,
Ba da, și din această zonă creșteri, din care vom alege etajul, zicem noi acolo, ar fi etajul 3, dar s-ar putea că vom face și de aici un etaj și vom lăsa etajul 3 de acolo. Dacă tăiem, mai crește mai sus, dar nu avem nevoie să crească mai sus, acolo vrem să oprim înălțimea mărului. Cam atât am făcut în primul an la acest măr neglijat, ca să îl formăm cu coroană tip ax central, iar în următorii ani o să-l ajustăm să fie ce ar fi trebuit să fie de la început. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!